Spectacolul s-a desfășurat miercuri seara când pe scena Căminului Cultural, alături de Victor Stoica, primarul Comunei Pui și gazda evenimentului, au urcat primari PNL din colegiul numărul 3, deputatul Bogdan Țâmpău și președintele filialei județene a PNL Hunedoara, Mircea Ioan Moloț, care a explicat alegătorilor de ce este important un deputat PNL în colegiul 3. Acea lege a picat la 3 voturi. De aceea dezbatem ca liberal să ajungă cât mai mult în Parlamentul României, să nu mai facă pui pe sediștii și să voteze împotriva noastră a tuturor, fiindcă toți ne confruntăm, și dumneavoastră și eu, ne confruntăm cu aceeași problemă, întăbularea terenurilor. Ca atare, dragii mei parteneri de 10 ani, am primit votul dumneavoastră întotdeauna când l-am cerut și am venit pe această scenă fără să-mi fie rușine că vine unul din sală și îmi spune: bă, Moloț, n-ai făcut aia sau n-ai făcut aia, deși ai promis-o. Am promis doar ce am știut că pot face. Știți cum puteți să faceți diferența între oamenii politici? Că toată lumea zice, dom'le, tot sunt la fel. Și dacă iei și pe liberal, și iei și pe PSD, și pe pedeliști, n-ai ce alege de ei, că toți sunt la fel. Știți cum puteți face diferența între ei? Dom'le, dacă iei pe toți și arunci în apă, vă spun eu sigur că numai PSD-știi nu ar așa. Candidatul PNL Sorin Ștefon i-a mulțumit tuturor celor care au ales să-i acorde toată încrederea și a încheiat discursul cu o invitație. Vă aștept încă o dată, duminică, vă spun, cu încredere și cu mari speranțe că de data aceasta Colegiul 3, Comuna Pui, Varu și toate comunele de aici din împrejurim au un reprezentant în Parlamentul României născut, crescut aici și care va rămâne și probabil aici va muri. Vă mulțumesc din suflet, să vă dea Dumnezeu sănătate. Spectacolul a continuat cu un recital de excepție susținut de îndrăgita solistă de muzică populară Lena Micleuș.